presubliniere dintele Comisiei de Anchetă pentru alegerile din 2009, reacție la sancționarea subliniere Feidna, decizia CSM e previzibil. Deputata Oana Florea, presubliniere dintele Comisiei Parlamentare de Anchetă pentru alegerile din 2009, Comisia Sufrageria lui Oprea, reacționează la decizia Inspecției Judiciare de a o trimite pe subliniere Feidna în judecat la CSM pentru refuzul de a se prezenta la audieri în Comisia Parlamentară. Abia acum, a afirmat Florea, la aflarea deciziei luate de Inspecția Judiciară. Decizia secției de procurori a CSM este previzibil, a mai precizat deputata PSD, cu referire la faptul ce decizia finală cu privire la sancționarea subliniere Feidna aparține secției de procurori a CSM. Oana Florea a amintit faptul că în legislația altor state europene există prevederi potrivit cărora persoanele chemate la audieri în comisiile parlamentare sunt obligate să dea curs invitației. Aceasta a mai precizat ce au fost trimise la Inspecția Judiciară. Încă din toamna anului trecut, toate documentele legate de corespondența Comisia de Anchetă sublinierei Feidna. Inspecția Judiciară a exercitat o nouă acțiune disciplinară, respectiv a treia, fac de Laura Codruca Covesi, procuror subliniere al Direcției Naționale Anticorupție, DNA. Pentru ce a încălcat dispozițiile deciziei Curții Constituționale prin refuzul de a se prezenta în fața Parlamentului, Comisia Special de Anchetă a anunțat miercuri.